Vă salut, prieteni, din același aeroport în care am încheiat vlogul anterior. Suntem înainte de îmbarcare, mai avem 20 de minute și trebuie să ne prezentăm la îmbarcare. Am așteptat vreo 2 ore, suntem într-o sală de așteptare și am zis că la începutul vlogului vă prezint echipa cu care am plecat la drum, cu care o să mergem acolo. Pe parcurs o să aflați și ce facem și exact în ce țară. O să plecăm de aici, din Viena, din Austria, undeva 7 ore, 7 ore și ceva. Facem o escală și de acolo o să luăm alt avion pentru destinația finală. Aici, primul meu coleg. Hai! Ionuța Popei. Salutare! Cum e, domnul? Obosit? Adorm aici. Da. Trebuia să dorm până acum. Deja exact. Plecăm. Aici, cum să zic, mă, Dani? Nu ne-ai lipsit. Bine, directorul, dar acum deja tot împreună suntem peste tot. În America ai plecat fără mine. Tu e aici cu Dani, el e șeful de echipă. După cum se vede, între iPad-uri, pasaporte, documente. Trebuie să facem niște aprobări aici, să intrăm în Burundi. Eu vezi că eu n-am zis țara în care trecăm încă. E ok. Da. Deci, mă dai de vă. Ai ok. E ok. Deci, așa. El pregătește documentele ca să... Na, la intrare acolo avem nevoie de test COVID și mai multe lucruri. Semnături. Și aici cu domnul maestru. Și mai multe semnături. Domnul maestru, o să-l cunoașteți mai bine pe parcurs. După figură. După figură, după meserie, vedem. Văcăreală. Noi o să petrecem aproximativ 30 de zile împreună. O să facem echipă. Suntem obosiți, dar entuziasmați. Abia așteptăm să ajungem. Am trecut de controlul pașapoartelor. Astăzi am avut parte să fim servis de tehnologie. Atât chelnerii de la masă, cum ați văzut în vlogul anterior, cât și vameșii, adică am fost controlați electronic. Am pus pașaportul și s-a deschis o poartă și asta a fost tot controlul. Mergem spre îmbarcare. M-am pripit un pic când am spus în vlogul anterior că e un aeroport mic în comparație cu cel din Barcelona. Din exterior se vede foarte mic. În interior e foarte mare. Poate nu e mai mare ca cel din Barcelona, dar e destul de mare și ăsta aici în Viena. Și frumos. A început îmbarcarea, așa arată după controlul biletului până în avion. Deocamdată așa arată. Interesant, coborâm cu scări rolante. Să vedem unde ajunge. Ca un labirint aici. Multe tunele. E noapte, da, se vede un pic afară. Colegii mi-au luat în față, n-au avut răbdare, că am mers să-mi cumpăr o sticlă de apă. 2,20 sticla de apă în aeroport. Nici nu e așa scumpă. În România nu cred că e mai ieftină. Vă reamintesc, încă suntem în Viena, în aeroportul din Viena. Acum îmbarcăm pentru următoarea destinație, dar nu destinația finală. Și acum efectiv intrăm în avion. Suntem într-un avion foarte, foarte mare. Eu sunt destul de entuziasmat și, nu știu, deja e un vibe străin, un vibe care eu nu l-am mai întâlnit. Un avion foarte, foarte mare. Aici colegii mei. Cum e, domnul maestro? Zburăm. Sperăm să dormim bine. Coleg de bancă, domnul Ionuț. Sperăm să nu mai avem alt coleg, să fim mai comod.
Nu știu ce model de avion e, pare destul de nou, dar e foarte, foarte fain. Avem aici o tabletă cu televizor, tot ce vrei, film. Nu știu dacă poți conecta telefonul, dar e foarte, foarte interesant. Avem căști, uite acolo. Dar ce căști, mă? Ce ai pe aici? Azi căști care se potrivesc doar la avion. Și aici încarci telefonul. No, foarte tare. Fiind așa mare, cred că o să fie și comod la drum. Aici, pentru divertisment și o bună dispoziție, se urmărește familia B în acest avion. După cum observați, tocmai ce a fost lansat un nou video. Da, postat video de astăzi, cum am ajuns până în Viena, care nu l-ați văzut, merge și-l vedeți. Zi acum. Mă simt ca într-un film de la care știu, parcă este cineva, un pușcăriaș pe acolo. Da. Așa arată informațiile care le primim prin tableta. Temperatura de afară e 16 grade, ora. Ora de la destinație 23:46 de minute acum. Parcurgem o distanță de 5.152 de kilometri. Și cam acesta e traseul. Mergem prin Kosovo, prin Macedonia. Așa arată mâncarea care am primit-o aici în avion. Am avut de ales între pește și pui. Și am ales pui. E un orez destul de gustos, cu carne de pui, ceva sălățica, dar are gust destul de bun. Bună dimineața, dragilor! Vă spun bună dimineața pentru că din peste 5 ore cât a durat drumul, eu 4 le-am dormit. A fost un zbor odihnitor, fiind treaz de peste 15 ore când am urcat în avion. După ce am decolat rapid, am adormit. Au început pregătirile de aterizare. Mai avem aproximativ 20 de minute și ajungem. Sunt cu geaca pe mine pentru că atunci când am dormit m-a luat un pic frigul și am luat-o să pot dormi. Credeam că să ne aducă și bături, că unii oameni au bături, dar nu ne-au dat bături. Spre dimineață ne-au adus cafea, ne-au servit cu apă, pe timpul nopții dacă vrem. Foarte drăguți, foarte amabili. Acum ne debarcăm. Welcome to Africa! Welcome Ethiopia! Așa arată aeroportul din Ethiopia. Noi nu o să părăsim aeroportul pentru că nici nu știu dacă avem voie. Noi aici facem doar o escală și o să mergem mai departe. Am trecut de control, mergem acum spre sala de așteptare, o să avem de așteptat aici câteva ore pentru următorul zbor. Mi se pare foarte jos, încă aici e înalt, dar la parter, dacă mă întindeam, atingeam cu mâna pe tavan. Foarte, foarte jos. Suntem în Africa, până acum noi ne uitam ciudați când vedeam un negru pe stradă. Acum o să fim priviți noi un pic ciudat, că suntem albi pe teritoriul african.
Am văzut acolo ce magazine. Și o să mă duc să vedem, pentru că-s curios de prețuri, să vedem ce prețuri ies. Am fost aici la magazin de accesorii pentru telefoane și mi-a cerut pe un cablu Type-C, un capăt să fie Type-C și un celălalt capăt pentru iPhone, $20. Deci prețurile sunt cam aceleași ca și în România, aș zice. Deși aici suntem în aeroport, probabil dacă merge în oraș, a găsit și la 5 euro. Uitați cum dorm oamenii aici. Deci asta e partea de VIP. Asta e partea de VIP a aeroportului. Glumesc. Nu e mic aeroportul, dar nici mare. Găsești cam de toate în el, dar se vede că suntem pe alt continent, continent african. Așteptăm deja de 2 ore aici. După cum vedeți, se lucrează în aeroport, schele, scânduri pe acolo pe sus. Un flex acolo mai departe își face de cap de 2 ore. E ora 9 aici. Am mâncat un mic dejun, cam mare, dar a fost bun. Cu gust african, a fost bun, a fost ok. Și foarte interesant, de dimineață, de când a venit o ceață așa lăsată. Noi am zis ceață, dar nu cred că e ceață și mai degrabă e ceva praf din deșert, nu știu. Ne tot gândim ce ar putea fi. Dar până atunci ne apropiem și de îmbarcare, se apropie ora de plecare. Nu mai avem răbdare, suntem de câteva ore bune aici. Cum e, băieți? Foarte bine! V-a plăcut mâncarea, domnul maestru. Pe rechin, să mergem mai departe. Așa îi spui, rechin? Uite și măcar că rechin. Nerăbdător să începem. Da, da. Să mai facem vreo 2 ore și ceva de aici până acolo. Și un avion mai micuț ca cel cu care am venit noi. Avem emoții să nu fie un avion mai pușcat, să ne tremure prin aer, dar ce a fi, a fi. În rampa de îmbarcare în avion există mochetă, frate. Nu plastic, nu fier, nu beton, ci mochetă. Părăsim aeroportul din Etiopia. Cam așa arată avionul spre Bujumbura. E un avion mic și cam pușcat. Avem emoții, sperăm să ajungem cu bine. Ia ce tare sunt! Câtă să rupe avion? Cam are goluri de aer. N-ai sărit din băclaie. Am sărit, dar nu de la 2000 de metri. Ia, are multe goluri de aer. Ia. Ioi. Ioi.
și dacă observați cum se scutură aripa. Dar eu așa emoții cu avionul n-am de când. Deci încă suntem plin de emoții, avionul merge din stânga în dreapta, chiar nu înțeleg cum ce ar putea da să se miște halul ăsta. Și are multe culori de aer. Aici Dani n-are emoții, dar are. În sfârșit s-au liniștit un pic lucrurile, dar am avut ceva emoții. Surprinzător pentru mine, am primit și mâncare și pe zborul acesta. Și nu știu, asta e ceva hream, ceva cușcuș, mă pricep. Aici ai carne de bită cu paste, pâine, apă, biscuiți, destul de ok. Colegul i-a dat o oară în 24 de ore când mănâncă orez, nu? Cu pește. Cu pește. Și încă nu am ajuns la destinație. Vă dați seama după ce ajungem acolo în lumea orezului, cât orez o să mâncăm. Aeroportul din Bujumbura. Foarte, foarte mic. Și să nu uităm că Bujumbura e capitala lui Burundi. E destul de cald aici, dar suflă un vânt și atunci e ok. Dragilor, în sfârșit am ajuns în Burundi, în Bujumbura, capitala țării Burundi, și încă tot nu vine să cred ce aeroport am întâlnit. Deci când întâlnești lucruri din astea, ai tendința să zici că te-ai întorci cu 30, 40, 50 de ani în urmă. Dar aici e mai mult de atât. Și un, nu știu, o tabără de campanie e mult mai bine pregătită, mai aranjată. Deci clădirea n-am putut să filmez pentru că e armata, mitralieră și efectiv e interzis. Și organizația cu care am venit chiar ne-a rugat să nu filmăm autoritățile pentru că o să ne aresteze. Chiar au pățit ceva oameni de lor și n-am putut să filmez din interior, dar efectiv era într-o seră. Așa arăta aeroportul din interior, ca și într-o seră. Acesta e aeroportul din exterior, o parte de către oraș. De corp. Cel care a venit și ne-a preluat de la aeroport e cu gardă de corp. Poliție națională sau jandarmerie națională plătită de guvern. Capitala,
la aeroport spre campusul unde o să mergem și unde o să locuim, unde o să fim cazați. Am oprit la un centru comercial. Ghidul care e cu noi, care se ocupă cu noi. Da, m-am filmat un pic pe mine și deja mi-a făcut semn să opresc camera. Civilii de pe stradă. Foarte ciudat aici. Se ceartă de la motorină. Pentru că noi este motorină, se ceartă. Am făcut cumpărăturile aici, adică Brother Cornel, cum îi place să-i spunem, am făcut cumpărăturile aici și o să vină să le aducă ei la mașină. Produsele care le-am cumpărat, le-au cumpărat, le care ei la mașină, nu te lasă să le care. Și în magazin ei vin și poartă coșul. Nu știu cât o să reușesc să las în vlogul de astăzi, dar pe parcurs o să vă dau informații tot mai multe, pentru că încă eu tot primesc informații și sunt extrem, extrem de multe. Sunt și eu foarte entuziasmat de ceea ce văd aici, foarte mirat în același timp, e total altă lume, e o lume care nu credeam că mai există. Dar pe parcurs o să vă spun și vouă, o să vă dau și vouă. Oricum, e interesant tot ce e aici. Abia începe aventura, o să fie aventură de vreo 30 de zile prin muncă. Dar vă țin la curent cu tot ce o să fie. Vă mulțumesc că ați stat cu noi și în vlogul de astăzi, ați călătorit cu avioanele. Ne vedem în vlogul următor.